Bucurie, cântece, dansuri, multă voie bună și zâmbete. În această atmosferă au sărbătorit astăzi Ziua Mondială a Copilului Micuții din orașul Soroca. Colega noastră, Cristina Topală, ne oferă mai multe detalii. Indiferent de vârstă, toți cei care au suflet de copil au avut motiv să petreacă astăzi de Ziua Copiilor. În orașul Soroca s-a simțit un aer festiv cu ocazia acestei zile. Parcurile din oraș au fost inundate de zâmbete de copii până seara. Aici au fost organizate parade și concursuri de desene pe asfalt. Sărbătoare cu bunica și cu bunica. Copilul dansează, pun pozii, e dragul tău bunică, în clipele când asta, toate ziulica, veghează în viața ta. Desenez. Dar ce desenez? Poate, cum se numește grădiniță. Din zori e la grădiniță, la plimblarea în poieniță și la prânz cu jocuri noi. Ea este mereu cu noi, educatoarea noastră seamănă ca și mama mea, educatoarea noastră o iubesc ca și pe ea. Am dansat, m-am rugat, am venit și am văzut mulți copii cum dansau, cântau, veseli, voioși. Am dansat un dans împreună cu toți copiii din grupă. Sunt foarte bucuros că am dansat dansul ăsta așa frumos. Bora Bora. Împreună cu cine dansa? Cu colegii mei de la grădiniță. Numărul 6. Astăzi, la această zi frumoasă, am venit cu copilașii mei de la grădinița numărul 6, grupa pregătitoare. Suntem din grupa Andrieș. Suntem nespuși de bucuroși că am participat. Am dansat dansul Bora Bora, l-am pregătit de mult timp, de la matineul de 8 martie. Copiii s-au prezentat foarte bine și sunt foarte mulțumiți pentru această participare. Și plecăm acum la grădiniță să servim, să ne distrăm în continuare, să sărbătorim această zi frumoasă mai departe. Ziua de 1 iunie a fost sărbătorită și în grădinițele din oraș. Copiii au avut un meniu mai special, cu fructe și înghețată. Micuții au fost felicitați de către primarul orașului și au primit în dar cadouri și dulciuri. Astăzi, în prima zi de vară, cel mai frumos anotimp al anului, noi aici, în orașul Soroca, în toată țara Republica Moldova și în toată lumea, sărbătorim Ziua Copiilor. Vă felicităm cu ziua asta, vă dorim sănătatea, vă dorim bucurie, vă dorim numai dragostea, numai zâmbetele, să fie întotdeauna pe fețele dumneavoastră. Ne reamintim și noi de copilărie, ne reamintim de farmecul și dulceața acestei vârste. Sunteți cei mai fericiți, sunteți copii, sunteți fericiți pentru că aveți părinți, aveți educatori alături de voi. Aveți un cer senin și plin de pace deasupra capului, ceea ce vă dorim și în continuare. Alături de copii s-au distrat și părinții, care s-au bucurat mult să-și vadă micuții atât de veseli și de activi. Astăzi este o sărbătoare pentru copii și deci am venit la Soroca, nu de mult am venit și am crezut că nu se face nimic în centru, am intrat și nu e nicio sărbătoare. Deci am intrat într-o bancă și mi-a spus că se face un parc ăsta mare. Și am venit să vedem, pentru că e o sărbătoare frumoasă și copiii trebuie să se bucure de această sărbătoare. Și mai des așa sărbători pentru copii, da, Madalina? Nu este nimic mai plăcut decât zâmbetul copiilor. Consiliul Orășenesc Soroca, primăria orașului, a programat ziua de ocrotirea mondială a copiilor în așa mod că pe tot parcursul zilei noi, părinții, locuitorii al orașului Soroca, să avem posibilitatea să vedem acei zâmbete copiilor pe fețele lor. De ziua lor, copiii au realizat desene și s-au amuzat în cadrul mai multor concursuri și jocuri, dar și au evoluat pe scena din parc. Ziua
Ziua copilului a fost menționată prima dată la Geneva, la Conferința Mondială pentru Protejarea și Bunăstarea Copiilor în august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țări au adoptat declarația pentru protecția copilului. În anul 1954, Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite a emis o recomandare care prevedea faptul ca fiecare stat să dispună de o zi numită Ziua Copilului. La noi în țară această zi se sărbătorește la data de 1 iunie.